Salutare și bine ai venit din nou pe canalul meu de YouTube, Maria Olaru Oficial. Astăzi vă voi prezenta câteva exerciții cu acest miraculos obiect, bastonul, exerciții pentru tonifierea spatelui. Știți și voi sau poate știți, dacă nu știți, mă simt datoare să vă aduc aminte că avem nevoie de un spate tonifiat pentru o coloană cât de cât sănătoasă. Așadar, nu ai nevoie să mergi la sală, îți iei o coadă de la o mătură, o coadă de la un mop, mă gândesc că cu toții aveți așa ceva acasă, așa că haideți să procedem. Avem nevoie de un bastonaș de nici 2 metri pătrați în propria voastră casă. Așezăm bastonul aici pe omoplaz și facem o minimă încălzire, ducând trunchiul stânga-dreapta pentru început, ca mai apoi să trecem la exerciții mai complexe și mai eficiente. Stânga-dreapta, înainte și sus, înainte și sus. Când revenim în poziția inițială sus, ridicăm bastonul sus, la umeri, aplec, revin. Sus, la umeri, aplec, revin. Vom face câteva repetări din fiecare, așa cum v-am obișnuit. Eu vă arăt varietate, multe exerciții. Voi puteți opri videoul, după care să le repetați. Perfect. Rămânem aici, în poziția aceasta, neapărat spatele drept. De aceea e important acest baston, pentru că ne obligă cumva ca mișcarea să fie mai corect executată. În această poziție, unde 90 de grade între picioare și trunchi, întindem brațele deasupra capului și revin înapoi pe omoplați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfect! Mă duc până jos, dacă îmi permit, și revin la 90. Jos, la 90, jos, la 90. Ho, 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 deja se simte foarte bine musculatura spatelui, cum se întărește, cum lucrează, de fapt. Perfect. Încercăm acum să combinăm. Mă duc sus cu brațele la 90 și jos. Și din nou, sus la 90, jos. Când mă duc jos, mă relaxez puțin, da? Sus la 90, jos. Sus. Perfect. Apropiem picioarele și vom duce bastonul simultan cu un picior spre înapoi. Facem câteva repetări cu un picior, apoi cu celălalt, după care alternăm. Când cu un picior, când cu celălalt. Așadar, 4 repetări cu un picior, 2, 3, 4. Perfect, schimbăm. Mișcarea cu bastonul este amplă, de sus până jos. La acest exercițiu lucrează tot spatele, dar nu doar partea superioară a spatelui, ci și inferioară. Acum alternăm. Stângul, dreptul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voi face un exercițiu care implică oarecum
și echilibru. Dacă nu reușești să-l faci, nu este absolut nicio problemă, pur și simplu continui cu exercițiul precedent. S-a făcut? Atenție! Piciorul este sus, iar acum ating cu bastonul genunchiul. Și sus, mișcarea trebuie să fie lentă, pentru că dacă ne smucim, sigur că ne putem dezechilibra. Tocmai de aceea, mișcarea trebuie să fie controlată, cursivă. Sus genunchiul, bastonul așezat pe genunchi și ușor. Sus, 1, 2, oh, ce bine lucrează toți mușchii, 3, 4, îți alegi un punct fix, da? Cu privirea, tocmai ca să nu, să stai mai bine în echilibru. Nu știu câte am, dar cred că sunt 8. Și schimbăm piciorul. Ne fixăm bine poziția la început, ne fixăm de asemenea un punct fix și începem. Mișcarea controlată. Nu ne smucim. Super! Perfect! Până aici așezăm din nou bastonul pe umeri, la omoplat. Aplec trunchiul la 90, da? Îl aplec și pur și simplu întorc trunchiul stânga-dreapta în aceeași poziție, da? Poziția corpului nu se mișcă decât direcția trunchiului stânga-dreapta. S-a făcut? Haideți să încercăm! Și sunt aplecată la 90, mă întorc spre voi, revin, mă întorc în partea cealaltă, revin și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfect! Acum vom face câteva exerciții pe saltea, v-am spus, varietate, dacă trebuie, musai să fie varietate, da? Îmi iau salteluța. Și știți și voi că până acum nu am fost zgârcită absolut deloc în multitudinea de exerciții pe care vi le-am arătat. Tocmai de aceea au fost câteva exerciții în picioare și acum am gândit să-ți arăt desigur și pe saltea. Suntem pe genunchi, da? Așez de asemenea bazinul pe călcâie, trag bastonul aici. Ce vreau să spun este faptul că dacă ți se par prea multe, tu îți alegi de aici ce exerciții reușești să faci. Eu tocmai de aceea vă arăt mai multe, dar sunt convinsă că cu puțin efort veți reuși să le faceți pe toate. Așa cum am spus, așezăm bazinul pe călcâie, bastonul este pe omoplat, pur și simplu aplec trunchiul spre înainte și ridic. Așez fundul pe călcâie, bazinul, da? Iar când mă ridic, mă ridic cu totul, și trunchiul, și bazinul de pe călcâie. Ritmul ți-l alegi. Eu aș prefera să lucrăm câteva mai lente, după care mai rapide. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfect! Poți de asemenea același exercițiu ce l-am făcut în picioare, să-l executăm și aici, doar că picioarele de data asta nu le folosim foarte mult, ci pur și simplu doar trunchiul se apleacă spre înainte și de asemenea întorc trunchiul într-o parte și în cealaltă. Te rog să ai răbdare până la capăt, că mai am câteva exerciții să îți arăt. Și sunt convinsă că voi și omite dintre ele, pentru că sunt atât de multe. De asemenea, poți să ridici, să rămână trunchiul înclinat spre înainte și să ridici bastonul sus și să-l așezi pe omoplat.
sus, pe umăr, sus. Ori m-am tonifiat astăzi, ori nu, dar niciodată nu este suficient pentru un spate sănătos. Cât mai multe exerciții de întărire, de tonifiere și așa mai departe. În cazul în care ai executat aceste exerciții cu mine, îți propun acum să ne relaxăm puțin cu acest baston, pentru că urmează să ne așezăm pe salteluță, înculcat facial. Dar acum ne întindem un pic la umeri, să mă relaxez și eu puțin la spate, că chiar am simțit bine cum s-au întins mușchii. De asemenea, amândoi. Perfect. Fiți atenți, cei care nu reușiți, puteți să opriți exercițiile aici, pentru că acest exercițiu ce urmează să-l facem pe saltea, poate este un pic mai greu. Însă, eu insist, puteți să încercați și tare m-aș bucura să-mi spui dacă l-ai încercat, cât de bine ți-a ieșit și cât de bine te simți. Perfect. Bastonul prins spre înainte, da? Ridicăm. Aici este opțional. Dacă dorești, poți să ridici și picioarele. Dacă nu, doar brațele. Sus. Sus. Aceasta este varianta doar cu brațe, da? Și acum și cu picioare. Funcționează tot spatele, ceea ce nu este rău. Perfect, poți să stai în menținut acolo. Hai să stăm câteva repetări în izometrie, câteva secunde. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne relaxăm. Tu te relaxezi, eu între timp îți arăt exercițiul care urmează. Brațul sus. Trag bastonul pe umeri. Întind jos. Da? Hai să încercăm. Pregătim. 3, 2, 1 și sus. Omoplați. Întind jos. Sus. Omoplați. Întind jos, sus, omoplați, întind, jos, sus, omoplați, întind, jos și ultima. Bau! Asta a fost tot. Un antrenament destul de greuț, dar eficient. Merită să-l încercați, pentru că, așa cum vă spuneam la începutul acestui video, spatele nostru trebuie tratat cu mare atenție, pentru că e o componentă importantă din organismul nostru, așadar trebuie să fim drăguți cu el. Îți mulțumesc din suflet pentru atenție. Până data viitoare, ai grijă de tine, multă sănătate și toate bune!